Să aveți bucurie sufletelor dragi. Ne revedem într-o emisiune în direct, într-o zi pe care vă dedic sufletelor. O zi în care discutăm lucruri extrem de importante și care sunt legate de modul în care ne știm organiza și coordona viața. Rog regia să dea muzica mai încet. Poate mă aud așa în direct. Vă vom vorbi astăzi despre emoții. Emoțiile sunt cele care au un rol decisiv în modul nostru de a ne organiza și de a ne coordona viața atât în prezent, dar și în viitor, pentru că ele sunt strâns legate de activitățile pe care le desfășurăm zilnic și emoțiile fac parte din viața noastră. Vorbim despre cele 15% pe care acestea le reprezintă în viața noastră, pentru că, așa cum v-am mai spus, corpul nostru este format 70% din materie, din apa care hrănește de fapt materia, corpul acesta fizic. 15% sunt de fapt regăsite în hrana pe care noi o ingerăm în fiecare zi și cu care ne-am obișnuit să trăim, de multe ori prin mâncare, prin faptul că suntem dezorganizați, aducem o travă în viața noastră. Și nu o simțim imediat, o vedem peste 15-20 de ani, vedem rezultatul a tot ceea ce se întâmplă atunci când începem să conștientizăm că anumite boli pe care le-am dobândit sau le-am preluat de-a lungul vremii sunt datorate neglijenței sau lipsei de interes pe care o avem față de corp, de acest trup, această materie, cum este numită de știință. Dar ce este paradoxal, că în tot acest ansamblu de organizare, să zic, al vieții unui om, de a-și organiza viața, de a-și calcula procentajele, cât la sută reprezintă apă, cât la sută reprezintă mâncare și cât la sută materia, emoțiile sunt cele mai importante. De ce sunt importante emoțiile? Pentru faptul că emoțiile pot să ne ridice sau să ne dărâme viața. De aceea știința a dovedit de-a lungul vremii că au fost oameni foarte puternici financiari, oameni care au avut foarte multe avuții și din lipsa emoțiilor puternice, influențate, să zic, de iubire, pentru că ceea ce nu înțelegem mulți dintre noi, noi suntem de multe ori văduviți de ceea ce numim iubirea, iubirea care nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură și care de fapt este energia care alimentează cel mai puternic această zonă numită emoție. Și ca să vă convin că am dreptate și să înțelegeți de fapt ce am vrut să spun, acest sentiment nobil numit iubirea este transmis din generație în generație încă de la momentul în care ești adus pe lume. În momentul în care părinții, și vorbesc de părinții adevărați, care te așteaptă cu drag pe tine, pruncule, să ajungi pe lume, te cresc cu dragoste, cu iubire și cu dăruire și tot prin aceeași iubire și dăruire te redau acestei lumi, care poate fi pentru unii deosebită, iar pentru alții poate fi una nu vreau ca să dau mai multe detalii pentru că aș ieși din această linie.
interesantă pe care v-am propus-o spre discuție în această seară și care cred că trebuie să o conștientizăm, pentru că ea, de fapt, aduce cu ea, pentru mulți dintre noi, răspunsuri la întrebările pe care le avem și la care nu știm să răspundem. Deci, până la urmă, emoția pe care omul o poate experimenta de-a lungul vieții este cea care influențează prezentul, care probabil i-a influențat și trecutul, ce l-a transferat într-un prezent plin de suferință, dar poate influența și viitorul. Spuneau unii oameni de știință că relaxarea minții este de fapt încununată de modul în care noi știm să gândim perspectiva de viitor. Mulți dintre cei care mă ascultați, cred că înțelegeți că sunt oameni care au multe dorințe pe care le doresc a fi realizate, au multe vise care din păcate nu pot fi împlinite. De ce? Pentru că fie n-ai încredere în tine, și iată, încrederea în propria persoană este legată tot de emoție, fie nu ai încredere în Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care știe ce este mai bine pentru tine și pentru viitorul tău. Se poate discuta mult despre omul în general, omul credincios, omul păcătos, dar aș vrea doar să mă opresc puțin la câteva elemente care țin de perspectivele pe care noi le putem crea și șansele pe care ni le putem oferi la cei care dorim cu adevărat să ne schimbăm viața. Să țineți minte că comportamentul pe care îl avem astăzi, dacă este unul agresiv, dacă este unul represiv, nu am răbdare, răspund, sunt irascibil, dacă nu am răbdare să citesc, să ascult și nu pot răspunde anumitor întrebări pentru că am mintea încețoșată de gândurile pe care le nutresc în prezent și nu știu ce se întâmplă în viitor, toate aceste aspecte îmi pot influența viața într-un sens negativ și mă pot conduce într-o zonă de anxietate care este de fapt prag al depresiei. Este important, dacă vrem să schimbăm ceva la noi, să ne schimbăm comportamentul. Este important să ne facem un tabel cu prioritățile pe care le avem în viață, cu dorințele pe care ni le-am propus de altfel să ni le îndeplinim, dar totodată să reușim să conștientizăm și momentul și locul în care ne situăm, dacă suntem sau nu pregătiți de ceea ce cerem, pentru că de multe ori se întâmplă ca noi să nu fim pregătiți de ceea ce va urma să primim și de aceea nici răspunsul la rugăciuni sau nici răspunsul la anumite cereri pe care le adresăm lui Dumnezeu nu vin sau nu vine la momentul și timpul pe care noi ni-l dorim, pentru că probabil nu am fi pregătiți să facem față. Este important să știm că supărarea este unul dintre dușmanii cei mai periculoși pe care ni putem atrage în viața noastră. Avem situații diferite, sunt oameni diferiți și sunt oameni care au o viață foarte liniștită și alții o viață foarte haotică. Cei care au o viață liniștită sunt oamenii care trăiesc în
într-o armonie deplină cu Universul, care se roagă, care reușesc să postească, care și-au obținut această cultură sau și-au obținut, de fapt, această educație că nu ajută la nimic faptul că te stresezi, că te superi, că te agiți. Din contră, toate aceste elemente pe care vi le-am dat, vi le-am exemplificat, nu fac altceva decât să vă blocheze șansele sau perspectivele pe care le aveți de a merge mai departe, mai înainte, cum se spune așa. Este foarte important să-ți analizezi viața și să știi cum trăiești sau ce anume trăiești din ceea ce tu de fapt astăzi experimentezi. Sunt oameni care trăiesc într-o minciună continuă. Se mint de la o zi la alta spunând că va fi bine, spunând că persoana, el sau ea, care sunt infideli, vor reveni la normal, că într-o zi își vor atinge obiectivele pe care și le-au propus și multe alte exemple pe care vi le-aș putea da, mai ales la cuplurile și cazurile frecvent pomenite, la familie în care alcoolul este, din păcate, motivul principal al următoarelor divorțuri, despărțiri și necazuri care sunt atrase de el în familiile respective. Este important să avem mare grijă ce gândim, pentru că poate știați sau nu știați, creierul nu știe să facă diferența între realitate și imaginație. De aceea mulți dintre noi, cei care avem o imaginație, să zic, conturată de elemente negative, în care încercăm să ne imaginăm lucruri care poate nu s-ar întâmpla niciodată, fie că suntem bolnavi, că ne-am putea îmbolnăvi de anumite lucruri, că avem un semn pe față, pe corp, care poate fi periculos, toate aceste griji pe care noi le manifestăm prin cuvânt, creează în mintea noastră, în creierul nostru, perspectiva unei realități care oricând se poate declanșa, se poate îndeplini. De aceea s-a dovedit că toți oamenii care s-au temut de anumite boli prin frica pe care și-au purtat-o de-a lungul vieții în subconștient, au atras acele boli și acele evenimente pe care nu și le-ar fi dorit niciodată. Ce trebuie să înțelegem în acest sens, în acest context, că avem nevoie, în primul rând, de stimuli. Ca lucrurile acestea să nu se întâmple în mintea noastră, noi trebuie să stimulăm creierul cu informații, dar care vin dintr-o altă frecvență. Iar acești stimuli despre care vorbește știința sunt regăsiți în rugăciune, în anumite mesaje pe care noi, citindu-le dintr-o carte de rugăciuni, dintr-o culegere, dintr-o carte care, să zic, este dedicată unei lumi spirituale, putem culege informații și date care ne pot fi foarte folosite și care ne pot schimba traiectoria sau drumul pe care noi am început să derapăm și să ne conducem într-o zonă care nu ne este deloc favorabilă. De aceea o să vă rog să fiți atenți la ceea ce urmează să vă spun, pentru că sunt câteva elemente importante de care trebuie să ținem cont, mai ales atunci când vrem să ne eliberăm de anumite stări care ne aduc neliniște și suferință. Avem tendința de a ne încrunta mulți, de a ne încrunta fruntea
de a avea anumite atitudini panicoase atunci când ascultăm anumite știri care ne pot aduce, să zic, stres în plus sau ne pot afecta emoțional. De aceea știința, psihologia, și am scris și în cărțile mele, mai ales în sacroterapie, am tratat aceste subiecte. Încruntarea de fapt produce stres. Încruntarea este generată de gânduri care de multe ori nu le putem controla pentru că ele vin dintr-un subconștient ce a înmagazinat în magazia lui, să zic așa, ca informație toate imaginile, toate relatările pe care le-am privit, le-am urmărit de-a lungul vremii la televizor sau anumite informații pe care anumite persoane, începând de la medic, psiholog, preot, ni le-a putut transmite și care au produs efecte grave asupra gândirii noastre și de asemenea asupra imaginației. De aceea este bine atunci când stai de vorbă cu un psiholog, cu un medic, cu un preot, să analizezi toate informațiile care ți se dau și să încerci înainte de a fi ajutată prin sfaturi sau ajutat prin sfaturi să acționezi cu propriile tale forțe. Sunt întrebat de mulți oameni cum aș putea fi ajutat să scap de datorii, cum aș putea fi ajutat să-mi cumpăr o casă, să îmi schimb locul de muncă, ce ar trebui să fac sau ce anume să mă rog ca tot ceea ce-mi doresc să devină posibil, imposibil de fapt să devină posibil. Și aici vin și vă recomand rugăciunea. Rugăciunea, iubiții mei, am spus, o creează biocurenți care dau naștere neuronilor și neuronii creează celule. Să ne rugăm pentru că prin rugăciune omul se relaxează și să știți că, apropo de relaxarea feței, produce o chimie foarte favorabilă ce aduce creierului oxitocină. Această relaxare despre care vă vorbesc, în care îți înseninezi fața, ai o privire frumoasă, față senină, acționează fără să ne dăm seama și asupra gândului și asupra minții noastre. Și dacă ar fi să privim puțin maicile sau călugării foarte în vârstă de la biserici, de la mănăstiri, am observat că ei au o viață destul de dificilă pentru că au anumite ore, programe de rugăciune, nu e chiar foarte ușor, dar în schimb au o față foarte senină. Pentru că fața de fapt este expresia pe care sufletul o trăiește, o nutrește. Este expresia a ceea ce omul trăiește în fiecare zi. Sunt oameni care trăiesc în fiecare zi același lucru. Sunt oameni care nu fac nimic bun pentru familia lor, pentru ei, pentru că au această tendință de a se plânge mereu, nu pot, n-am cum să reușesc, mi-e frică, eu nu pot să fac, și întotdeauna se compară cu oamenii care n-au reușit în viață și ignoră de fapt persoanele care până la urmă au crezut în Dumnezeu, au crezut în șansa pe care au avut-o și sigur au crezut în sfinții care i-au ajutat și poate au urmat și sfaturile duhovnicilor, sfaturile medicilor, a psihologilor și au ieșit din orice încurcătură. În acest sens, fac o mică paranteză și vă voi vorbi despre Sfântul pe care tocmai l-ați văzut în imagine, Sfântul Pangratie. Icoana pe care o vedeți este icoana ce se află în Biserica Sfânta Maria din Lemn. În partea dreaptă este bisericuța din lemn, este Sfântul Pangratie care vă binecuvintează și în stânga este mesajul acela despre care v-am vorbit că este extraordinar de important.
să-l reținem și să-l punem în aplicare, pentru că acolo scrie: cine mă va avea în casa lui, bucuria, pacea și iubirea vor lua locul întristării. Asta ne dă de înțeles faptul că în conținutul acelui mesaj, regăsit în tăblia din stânga, să dea regia încă o dată imaginea, este de fapt mesajul ce ne este dedicat nouă, celor care avem încredere în puterea Sfinților și puterea lui Dumnezeu. Mesajul este preluat de creier, este preluat de subconștient și însoțit de puterea rugăciunii, poate să transforme la un moment dat dorințele noastre sau gândurile noastre sau cererile noastre, le poate transforma în realitate câtă vreme omul ajunge să apeleze la ajutorul divinității și nu se îndoiește. Ce este important să știm, că emoțiile sunt strâns legate și de partea de credință, de partea artistică, pentru că în partea dreaptă, ne spun psihologii, sunt stimulii rațiunii, iar în stânga a emoțiilor, sau partea stângă este dedicată emoțiilor. De aceea vedem pianiști care reușesc să cânte și să creeze prin modul lor de a reda, prin clape, prin mâinile care ating clapele, o muzică atât de frumoasă, care nu numai că ne încântă sufletul, dar pe mulți dintre cei care îi priveam ascultând muzica clasică, muzica la pian, îi vedeam lăcrimând. Și mă întrebam de ce, pentru că lacrimile sunt cuvinte ale sufletului care ne vorbește. Iar sufletul ne vorbește de multe ori nouă, celor care, din păcate, poate nu i-am acordat locul potrivit, nu i-am acordat valoarea potrivită și mai ales n-am acordat momentelor importante din viața noastră importanța cuvenită, în condițiile în care viața este atât de plină de surprize și până la urmă nu știm care este lungimea ei. Poți trăi 50 de ani, poți trăi 100 de ani. Zilele sunt de fapt darul pe care Dumnezeu l-a dat nouă, dar care este strâns legat și de grija, de modul în care știm să avem grijă de noi și mai ales de sufletul nostru, care are o legătură foarte strânsă cu ceea ce numim emoție. De ce ne pot influența emoțiile viața? Pentru că vă spuneam la un moment dat despre iubire. Emoțiile care vin din această energie deosebită, iubirea, îl pot determina pe om să-i schimbe viața, să se mute de la București la Geneva sau în America, sau din America în București sau la Cluj sau în alte zone ale țării. Pentru că această forță, pe care nimeni nu o înțelege la momentul și timpul potrivit, este atât de puternică încât poate să influențeze inclusiv acea familie care este pe punctul de a se destrăma sau care este grav încercată de o anumită suferință. Nu vreau ca să dau numele. După cum observăm, foarte mulți oameni sunt bolnavi. Însă aceștia sunt bolnavi, pe de-o parte, pentru că o anumită boală a pus stăpânire pe acest corp fizic, dar
O parte din cei care mă ascultați sunteți bolnavi sufletește, suferiți, pentru că nu vă găsiți locul în această lume. Și atunci, sigur că orice duhovnic la care ați merge va recomanda rugăciunea, dar și rugăciunea este important să știm cum să o facem și pentru ce anume să ne rugăm. De aceea v-am mai spus de mai multe ori că rugăciunea nu trebuie să fie nici foarte multă, nici prea puțină, ea trebuie să fie continuă. Rugăciunile sunt împărțite pe mai multe cerințe pe care omul le trimite către Dumnezeu, către sfinți pentru a mijloci. Și aici mă refer la rugăciunile, de exemplu, care se fac pentru dezlegarea celor blestemați sau celor care sunt posedați de duhuri necurate. Și aici, în această carte, în cartea de dezlegări, găsim acatistele sfinților care sunt cunoscuți pentru astfel de rugăciuni, dezlegarea nodurilor vieții, rugăciuni și acatiste pentru rezolvarea problemelor zilnice, unde, de exemplu, există o rugăciune către Sfântul Ciprian. Le amintesc celor care nu știu că Sfântul Ciprian, înainte de a ajunge sfânt, era vrăjitor. Și iată cum rugăciunea către Sfântul Ciprian sau Sfântul Vasile cel Mare sunt rugăciuni sau acatiste pe care omul de rând le poate citi, mirianul de rând. Sunt adresate în momentul în care suntem cuprinși de frică sau de disperare. Sunt oameni care vin și îmi spun: nu pot dormi, părinte, în camera respectivă sau nu pot dormi singur în casă sau nu pot adormi decât dacă am lumina aprinsă. Și ne întrebăm de ce. Ce se întâmplă cu tine, iubite creștine, câtă vreme tu ai lângă tine un înger păzitor, câtă vreme ești conectat la sursa de energie divină, câtă vreme faci fapte bune și te rogi, nu înțeleg de unde apare această teamă sau această neputință pe care o ai și care nu o poți depăși. Și veniți mulți și îmi spuneți: păi da, am fost la psihologi, am fost la medici, mi-au dat medicamente să mă liniștesc și eu nu vin să neg capacitatea sau forța pe care o pot avea aceste medicamente pentru voi. Dar totodată vă amintesc că vă pot ajuta și vă pot influența mult mai mult și rugăciunile pe care le faceți și care sunt destinate acelor oameni care știu exact unde se situează și ce vor de la viață. De aceea este bine ca atunci când ne rugăm să nu cerem 10 lucruri deodată, să cerem ceea ce este mai important, să cerem sănătate, să cerem fericire, iubire, să cerem răbdare, dar orice cerere pe care o facem către Dumnezeu să fie însoțită de cuvântul: îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat. Știu că sună cinic ceea ce vă spun, dar în momentul în care eu am mulțumit lui Dumnezeu și am arătat recunoștința, pentru că dacă nu aș fi trecut printr-o suferință, poate nu l-aș fi căutat, atunci am pășit de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, am trecut acel poduleț de neîncredere pe care de multe ori noi îl avem și care este însoțit de teama că poate nu vom reuși să ne îndeplinim visul, nu vom reuși să luăm examenul sau nu vom reuși să ne căsătorim și să ne formăm o familie frumoasă. Asta este un alt aspect, o mare problemă pe care mulți tineri o au. Se tem că vor rămâne singuri și nu știu ce trebuie să facă sau ce ar putea face. Și iată că în această carte, Dezlegarea celor 7 noduri, există recomandările, rugăciunea care se face și pentru cei care își caută perechea sufletului. Este însoțit și acest dar al bucuriei, pachetul bucuriei de un de lemn sfințit și de celelalte daruri care sunt dăruite de noi sufletului nostru.
Ați observat la un moment dat că a apărut, sigur, pe ecran contul Bisericuței Sfânta Maria. Și poate vă întrebați de ce. Dorim să construim un lumânărar. Lumânărarul este locul în care se pun lumânările pentru vii și pentru cei adormiți. Și cei care ați trecut pragul bisericuței noastre, ați experimentat acest disconfort de a pune lumânările pe jos și sigur că nu este nici plăcut și nici confortabil pentru cel care vine să pună o lumânare, să se roage, să se aplece sau să depună un efort, să zic, mai mare decât este necesar. De aceea apelez la bunăvoința celor care vor să ne ajute, pentru că le amintesc tuturor celor care ajută că și ei la rândul lor au fost ajutați de Dumnezeu sau că au nevoie de ajutorul Sfinților. Și pentru că vorbeam de Sfântul Pangratie, care este ocrotitorul bisericuței noastre, împreună cu Maica Domnului. Această icoană este icoana de lângă racla cu maștea Sfântului, repet, în imaginea în care Sfântul vă binecuvintează. Și cu drag vă spun că cei care îl alegeți pe Sfânt de protector și ocrotitor, sărbat pe 9 iulie în calendarul ortodox, îl puteți avea în casa voastră, ca bucuria, iubirea și bunăstarea să ia locul întristării. Pentru ca viața noastră să se schimbe, trebuie să ne schimbăm noi. Să ne schimbăm, în primul rând, modul în care știm să ne organizăm viața. Pentru că foarte, foarte mulți dintre cei care mă ascultă astăzi se vor regăsi în ceea ce spun. Sunt câteva elemente care te destabilizează și care îți creează stres, stres care aduce cu el tensiunea și odată cu tensiunea, să știți că și bolile care vin să ne lovească ulterior sunt tocmai rezultat al acestor neîmpliniri pe care noi le-am avut sau le avem și care sunt însoțite de ceea ce numim noi tristețea. Aș vrea să nu mai fiți triști, să învățați să nu mai fiți triști, am spus-o și în emisiunile trecute. Învățați-i pe copii, înainte de a învăța calculatoare, limbi străine, învățați-i să iubească și să ierte. Să ierte, pentru că iertarea este strâns legată de ceea ce ne dorim cu toții, schimbarea vieții. Nu poți să-ți schimbi viața și să ieși din acest mediu al tristeții câtă vreme nu te vei împăca cu cei care îți sunt dușmani sau nu-ți vei crea pacea în jurul tău. Niciodată, să nu spunem niciodată, și niciodată să nu ne zgârcim când este vorba de sufletul nostru. Pentru că tot ceea ce are legătură cu ceea ce simțim, tot ceea ce are legătură cu iubirea, cu atașamentul pe care îl ai față de un loc, față de o persoană, iubirea pe care îi arăți acelei persoane prin respectul deosebit, prin faptul că îl pomenești la rugăciuni, în cazul duhovnicilor, prin faptul că te rogi în rugăciunile tale și pomenești atât pe el, dar și familia, acestea sunt gesturi de recunoștință și care nu rămân nerăsplătite. Toate acestea aduc odată cu ele binecuvântarea casei tale, a familiei tale și se revarsă asupra celor dragi pe care îi pomenim și pentru care vă rugați ca viața lor să se schimbe. Eu invit pe toți cei care n-au reușit să ajungă să vadă Bisericuța Sfânta Maria, Colțul de Rai, așa cum este numit, Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, să vină să tragă pragul și să se închine Sfântului. Acolo vor întâlni liniștea, bucuria, vor întâlni
îngerii, pentru că mulți dintre credincioși spuneau: Părinte, am avut impresia că m-am întâlnit cu forțe pe care nu le știm descrie sau nu le putem explica în cuvinte, dar care ne-au adus atâta bucurie și liniște încât parcă n-am mai fi plecat de acolo. Emoțiile care sunt descărcate de noi prin plâns, care sunt de multe ori însoțite de dorințe, dacă sunt făcute într-o biserică, indiferent că este biserica din cartier, că este mănăstirea din vecini, că este bisericuța din lemn unde v-am invitat să îl vizitați pe Sfântul Dorințelor, unde la căpătul lui există și o cutie a dorințelor pe care vi le puteți spune și nu trec 3 luni și vă întoarceți să-i mulțumiți. Toate emoțiile acestea descărcate într-un loc în care Sfințenia este la ea acasă ajută și ne ajută pe noi să depășim mai ușor anumite praguri sau anumite momente ale vieții care ne creează un mic dezechilibru. Ce este important, așa cum v-am spus de la început, că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, să nu te îndoiești. Îndoiala este poarta blocajului pe care mulți îl avem în viața noastră, mulți îl trăim. Sunt oameni care vin și îmi spun: Părinte, parcă mă învârt într-un cerc în care nimic nu se rezolvă, din tot ceea ce îmi doresc, obțin până la o anumită vreme, după care totul parcă se destramă. Și atunci, tocmai pentru a vă elibera de aceste stări, tocmai pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, v-am învățat ce rugăciuni să spuneți. În cărțile pe care le vedeți am scris, de fapt, care sunt recomandările pe care le dau de regulă celor care trec prin anumite nevoi și momente, și mă adresez totodată și acelora care sunt puțin mai sceptici, mai neîncrezători. Lăsați neîncrederea pentru altă dată și chemați-L pe Dumnezeu să vină în viața voastră și să facă ceea ce noi, oamenii, nu putem face, să vă împlinească dorințele voastre, pentru că oamenii în această viață, nici faptul că ascultăm o emisiune, fie în direct, fie în reluare, fie pe YouTube, toate aceste informații pe care vi le dau nu sunt întâmplătoare și le vin să mângâie și să panseze sufletele care sunt rănite. Ce trebuie să reținem din ceea ce v-am spus, că trebuie să avem mai multă grijă de noi. Trebuie să ne schimbăm comportamentul, pentru că poate să ne influențeze viața. N-avem voie să dezarmăm pe nimeni. Și aici mă adresez și celor care au de-a face de multe ori cu pacienți care vin foarte speriați să-și afle diagnosticul. În momentul în care i-ai transmis unui om un diagnostic și l-ai dezarmat spunându-i că nu se poate face nimic, de fapt, i-ai semnat condamnarea la un viitor pe care nimeni nu și-l dorește, un viitor incert, un viitor al nesiguranței și a tot ceea ce numim noi lipsa șansei pe care fiecare om o are, pentru că zilele ne sunt date de Dumnezeu. Viața noastră este un dar de care trebuie să avem grijă și tot ceea ce urmează după, tot ceea ce are legătură cu momentele pe care noi ni le știm atrage în viața noastră și care pot fi frumoase, fericite, sunt lucruri și evenimente
pe care noi le putem influența și controla. Nu Dumnezeu este de vină că tu ți-ai ales oameni care ți aduc nefericirea, care te denigrează, care te înjură sau care nu te prețuiesc. Nu este Dumnezeu de vină de tot ceea ce ți se întâmplă ție pentru că n-ai știut să te organizezi sau să-ți alegi oamenii potriviți. Și dacă vezi că stai lângă oameni care nu-ți fac bine, îți aduc rău în viața ta, e bine să te mai gândești dacă mai dorești să rămâi în această lume care de fapt nu te reprezintă. De aceea vă rog să meditați la ceea ce v-am spus, chemați-vă în ajutor sfinții care vă poartă numele, chemați-l în ajutor pe Sfântul Pangratie, pe Sfântul Dorințelor, la care vă invit să veniți să-l vedeți, să vedeți frumusețea acelei bisericuțe muzeu pe care am construit-o ca să aduc bucurie în sufletele celor care vor trece pe acolo și care vreau să fie darul cel mai frumos pe care un om îl poate dărui bisericii mamă. De ce? Pentru că toate lucrurile acestea minunate marchează timpul, marchează viața și sunt lucruri despre care generații întregi vor vorbi, se vor minuna și vor spune că pe aici cândva a trecut și mama și tata, a trecut și bunicul sau bunica și poate și-au lăsat și ea amprenta contribuției cu un mic ajutor pe care îl pot face, așa cum vă spusesem și v-am cerut, de a construi acel loc unde să pun lumânările pentru vii și pentru cei adormiți. Le mulțumesc celor care au contribuit la ctitorirea raclei. Este atât de frumoasă, este atât de frumos locul, icoana Sfântului care este așezată lângă raclă. Este atât de frumos peisajul și toate lucrurile de acolo încât trebuie neapărat să ajungeți, să vă puneți dorințele și Sfântul să vă răspundă grabnic, să vă devină grabnic ajutător la problemele și supărările voastre. Nu vreau să încep o nouă discuție despre un alt subiect care cred că ar fi la fel de interesant. Cum ne putem atrage bunăstarea în viața noastră, pentru că ar fi mult de vorbit și pentru că timpul este limitat și nu o să mai putem foarte mult, că nu vă mai pot vorbi foarte mult, vă las să citiți cărțile și să mă ascultați în continuare prin mesajul pe care l-am transmis tuturor celor care caută schimbarea în viața lor, tuturor celor care vor să își găsească liniștea și echilibru și nu numai, vă las pe voi, dragii mei, cei care m-ați ascultat de atâtea luni, ani, săptămâni, să mă ascultați în continuare. Cu ajutorul Dumnezeu voi fi prezent și la un alt post de televiziune la Etno TV, duminică de la orele 18. Și aș vrea să fiu în casele voastre prin prezența Sfântului despre care v-am vorbit atât de frumos, Sfântul Pangratie. Să fiu în casele voastre prin micul ecran, pentru că iată, de câte ori ne întâlnim și vorbim despre lucruri care ne preocupă, care ne dor, vin cu soluții. Și așa cum și în această emisiune vă voi recomanda, repet, să nu vă mai încruntați, că atrageți stresul, să nu mai fiți triști, că atrageți suferință. Să încercați să vă degajați de problemele care le aveți, să fiți relaxați. Pentru că momentul de relaxare în care îl las pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie să facă, ce știe El că este mai bun pentru mine, ne prelungește până la urmă
nouă șansa de a trăi mai mult și se știe că un organism stresat, un corp obosit, poate oricând să fie victima unor probleme medicale pe care nu ni le dorim, dar totodată un corp cu un suflet tânăr, indiferent de vârsta pe care o avem, ne poate ridica din suferință și ne poate aduce speranța că într-o zi și la casa noastră și în casa noastră va ieși soarele și că viața noastră se va schimba, că viața noastră va fi așa cum ne-am dorit-o dintotdeauna, va fi frumoasă, ancorată în liniște. Iar copiii pentru care plângem și ne rugăm, rudele pentru care noi astăzi înălțăm rugăciuni, toate problemele pe care aceștia le au acum, le va aranja și le va rezolva Dumnezeu atunci când vom înțelege că nu degeaba ne-am întâlnit, nu degeaba, poate așa cum vă place să spuneți, m-ați descoperit și așa cum ați venit pe 9 iulie și ați fost prezenți la Ziua Sfântului într-un număr foarte mare, peste 3.000 de oameni. Îmi doresc ca odată ce lucrurile vor intra în rânduială și în ascultare față de mai mari ierarhi, acest loc sfânt, acest loc în care, așa cum poposești și alți sfinți în catedrale și în biserici, locul acesta este patronat de Sfântul Pancrate, să devină un loc de pelerinaj pentru dumneavoastră credincioși și pentru cei care nu sunteți din București, pentru cei care vizitați mănăstirile, bisericile frumoase din București, să vizitați și bisericuța din Lemn, Sfânta Maria. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o de a mă asculta. Îmi doresc foarte mult ca să scăpați de suferință. Îmi doresc foarte mult să reușiți să vă controlați emoțiile. Vă dau un exemplu simplu. Atunci când dansați, eu n-am văzut niciodată un om dansând să plângă. Când dansați, zâmbetul este pe fața voastră, zâmbiți, sunteți frumoși și parcă acele momente rămân în amintirea vie pe care sigur că o purtăm în sufletul nostru până când vom părăsi această lume. Amintirile frumoase sunt raiul din care nimeni nu ne poate izgoni niciodată. Așa să încercăm ca și în activitățile zilnice să învățăm să zâmbim și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne scape de orice suferință, rugându-vă totodată să nu mai vorbiți despre boala sau suferința pe care o aveți. Cu cât veți vorbi mai mult despre o boală, despre suferința pe care o aveți, cu atât mai mult veți hrăni această energie care vă poate fi uneori defavorabilă și vă poate aduce multă suferință. Ne vom ruga lui Dumnezeu împreună. Îl vom ruga ca zilele care urmează să fie zile de binecuvântare, mai ales că vom intra în postul Sfintei Marii. Vom începe postul, sau pentru cei care mă urmăriți la emisiune mai târziu, deja a început. Și acest post este dedicat acelor oameni care într-adevăr vor să schimbe ceva în viața lor. Îmi doresc din toată inima, iubiții mei, să faceți un mic efort ca aceste 15 zile să le petrecem în rugăciune, în cinste și într-o pomenire a Maicii Domnului, care
este sărbată pe 15 august prin adormirea sa, o sărbătoare de altfel mare pentru noi credincioși și ortodoxi. Și să ne rugăm Maicii Domnului, să ne rugăm Sfinților, ca toată viața noastră care astăzi este pe valuri, când mai bine, când mai rău, să se liniștească și să ne apropiem mai mult de ceea ce numim noi lumina cerului. Noi nu putem ajunge cerul din al păcatelor noroi, dar prin credință și rugăciune aducem cerul până la noi. De aceea o să ne rugăm câteva minute împreună, după care vă voi transmite tuturor binecuvântarea de a avea liniște, fericire și sănătate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați și bunul Dumnezeu să vă păzească, să aveți un post binecuvântat și multă, multă fericire. Doamne ajută!